Față de același trimestru din anul 2005, produsul intern brut a înregistrat în primul trimestru din 2016 o creștere cu 4,3% pe seria brută și cu 4,2% pe seria ajustată sezonier, au transmis vineri oficialii INS, citați de Hot News. În trimestrul 1-2016, comparativ cu trimestrul anterior, produsul intern brut a crescut cu 1,6% pe seria ajustată sezonier. Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării produsului intern brut pentru trimestrul 1-2016, în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiți față de a doua variantă provizorie a produsului intern brut pentru trimestrul 4-2015, publicată în comunicatul de presă 88 din 8 aprilie 2016. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiți, a modificării seriilor brute și a numărului de observații disponibile.